Medicii din Mehedinți au anunțat că începând cu 1 septembrie nu vor mai efectua gări suplimentare. Cadrele medicale cer respectarea legii și anume plata gărzilor suplimentare cu procente din salariu de la 1 august 2016 și nu din cel din anul 2009, când lefurile erau tăiate cu 25%. De la 1 august, conform ordonanței de urgență a Guvernului 20/2016, medicii semnează pentru gărzi un contract individual de muncă separat, în care se angajează la un număr de ture suplimentare care sunt opționale. O circulare internă, o circulare care nici nu trebuie să ajungă la spitalul nostru, pentru că noi nu suntem subordonați Ministerului Sănătății, în care aduce tot felul de acte normative, justificative, ca să arate că plata orelor suplimentare nu trebuie făcută la salariul de bază actual, ci la salariul de bază din 2009, care, vă dați seama, este cam de două ori mai mic decât acum. Noi, medicii, trebuie să lucrăm în contractul care este pe zilele respective, iar gărzile să fie asigurate printr-un alt contract cu timp parțial de muncă, unde este definită inclusiv sursa de finanțare. În cadrul Spitalului Județean de Urgență Mehedin sunt aproximativ 180 de medici, iar dacă guvernul nu anunță pe cale oficială că gărzile suplimentare se vor plăti la nivelul salariului actual, aproximativ 20 de zile din lună rămân descoperite.